E deja pentru a nu știu câte oară când auzim povestea asta și discuțiile în ceea ce îl privește pe Gabriel, cele două tabere care s-au format deja, discuțiile astea interminabile și obositoare. Ați văzut cum a spus și doamna Gabriela, nu încercați să băgați pe gât adevărul vostru, pentru că fiecare dintre cele două părți are adevărul ei, care crede că este adevărul absolut și are cea mai mare dreptate. Până la urmă nu o să se ajungă la niciun consens în ceea ce îi privește pe Gabriel și cealaltă tabără. A încercat Raul să explice de mai multe ori, bine, așa cum a recunoscut în emisiunea de astăzi, a încercat cu un scop. Până la urmă, el nu vrea să fie văzut rău de nimeni, de niciuna dintre cele două părți și să rămână prieten cumva cu toată lumea, pentru că interesul lui este să rămână cât mai mult timp în casa mireasa. Mi-am dat seama de acest lucru. Iar în ceea ce îl privește pe Gabriel, sincer, nu cred că mai are cumva vreo șansă să rămână în continuare în competiție și cred că doar faptul că ar putea fi eliminat i-ar face un mare bine din toate punctele de vedere, atât lui cât și celorlalți concurenți din casa mireasa.